În Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului se derulează proiectul Biblioteci Parohiale. Elevii de la Liceul Teoretic Ion Mihalache din Topoloveni, împreună cu profesoara de religie, au donat peste 500 de cărți și fișe de bibliotecă pentru copiii din Glâmbocata. Am adus din toate domeniile, cu legerii, povești, romane, ca fiecare dintre ei să uite de tablete și de toate celelalte, să mai citească o carte. Am adus și fișe de bibliotecă ca să pară totul ca la o bibliotecă normală, de orășenească sau județeană. Continuați cu această acțiune? Da, bineînțeles. Sper că la anul, având alte clase, să mai facem o astfel de acțiune. Cărțile sunt bine venite, mulțumim profesorilor și elevilor care s-au implicat în această activitate. Înființarea acestei biblioteci Uh, sper să motiveze copiii să uh, să-și facă timp și pentru cărți și nu numai pentru telefon și laptop și ce mai sunt în zilele noastre și pentru a-și îmbogăți cultura generală. Noi am ajutat, am colaborat, am adus fiecare cărți de acasă, ce am citit noi și la rândul lor să citească și tinerii. Uh, după părerea mea, este o inițiativă foarte bună. Cu această ocazie sperăm copiii să vină la biserică, să fie și mult mai credincioși și să dobândească cunoștințe prin aceste cărți. În mijlocul copiilor de la parohia Glâmbocata 2 din protopopiatul Topoloveni a fost prezent și părintele Ovidiu Vlășceanu. Cu acest prilej a fost oficiată o slujbă de binecuvântare a tinerilor școlari. În eparhia noastră a început un proiect cultural în parteneriat cu parohiile, protoieriile și unitățile de învățământ, intitulat Biblioteci Parohiale, prin care, la nivelul parohiilor, în zonele defavorizate sau în zonele în care copiii nu au acces la biblioteci, s-au înființat aceste biblioteci parohiale prin donații de cărți, la fel cum este și această frumoasă bibliotecă înființată la Parohia Grâmbucata 2 din Protoieria Topoloveni. Mulțumim în al preasfințitului pentru binecuvântarea pe care a acordat-o acestui proiect general și știm că dânsul este un iubitor de carte. Mulțumim și părintelui consilier pentru prezența pe care a avut-o în această parohie. Mulțumim profesorilor și elevilor care au dăruit aceste cărți și bunul Dumnezeu să ne ajute în această lucrare frumoasă ca pe viitor să înființăm cât mai multe biblioteci, atât în mediul rural, cât și în mediul urban. Această bibliotecă, în cadrul parohiei noastre care a fost înființată, cred că va fi un lucru foarte bun pentru copiii de la noi din parohie și din alte parohii, ținând cont faptul că acasă la ei nu au foarte, foarte multe cărți, la școală au, sunt totuși limitați. La sfârșitul activității, toți cei prezenți au primit daruri pregătite de Comitetul Parohial.